Și să știți că mai există o activitate frumoasă care ne hrănește și sufletul și mintea. Din când în când puteți să mergem la un spectacol. Sunt opțiuni și despre una dintre ele aflăm chiar acum de la Maria Buză și de la Alin Gheorghișan. Salut, bine ați venit! Bine te-am găsit! Bună dimineața! Ce spectacol ne pregătiți? Ce, un spectacol senzațional, nouă ne era teamă că nu se vor vinde bilete. Am zis să mergem la televiziune, să dăm zvon în țară, ce și cum. Păi, dar să știi, să știi că nu mai sunt locuri. Deci nici n-am venit bine. De cum am dat la intersecție? Exact, cum am dat colțul aici la intersecție? Nu există așa ceva, că știi foarte bine. Unde e Maria, locurile se vând din prima zi, așa. Da, da, eu presupun că o să faceți mai multe reprezentații. Despre ce spectacol e vorba mai exact? E spectacolul Andreescu, copacul de la revistă. El face parte dintr-un proiect mare al Teatrului Constantin Tănase, care a început acum ceva ani, cumva un gen de culturalizare prin artă. Și atunci, pentru a construi un viitor, încercăm să ne aducem aminte de trecut și să aducem aminte generației tinere. De Aurelian Andreescu, eu trebuie să vă mărturisesc. Deci, eu îl știu pe Aurelian Andreescu din poze, da? Exact. El știu că a trecut în neființă acum cât? Sunt 40 de ani? Da. Deja de atunci. Da, sunt 40 Pentru de ani. Cei ca mine, presupun că este spectacolul ăsta, ca noi să înțelegem ce se întâmplă. Din poze îmi dau seama că tu semeni foarte exact. Mult cu el. Adică... Da, mulțumesc. Ți s-a mai zis? Da, în ultima vreme mi se spune, pentru că eu asimilez foarte, foarte încet personajul și cumva e pe acolo, pe undeva. Da, cred că publicul e foarte interesat. Spectacolul în sine e povestea lui de viață, dar pusă în rețeta Teatrului Constantin Tănase, cumva revuistic, dar e o poveste senzațională, un rollercoaster emoțional în care Maria e picătura de culoare, așa. Care va să zică, să înțeleagă toată lumea, că este un debut al meu, deci încă sunt la vremea debutului, sunt deci foarte tânără. Tânără asta... debutantă, da. O să mai auziți de ea, da. Să notați numele, să notați da. Maria. Da. Maria Buză. Maria Buză. Da. Sunt foarte fericită că voi urca pe scena Teatrului Constantin Tănase în acest spectacol atât de frumos. Îi mulțumesc lui Alin că și-a dorit să fim împreună pe această scenă și în acest spectacol. Acest spectacol, într-adevăr, așa cum spunea Alin, este o cum să spun, un tribut adus acestui mare artist al nostru și nu numai, un tribut al marilor producători ai televiziunii române și da. Cum să spun, profesionalismul lui de la care toate au pornit și poate că na, suntem aici și datorită acestei școli, da. Mă gândesc că o să vedem un pic din cum se făcea teatru de revistă înainte. Da, nu? Exact. Și, știu că ne-ai adus și tu un moment, Alin, astăzi. Da, exact. Pe care putem să-l vedem și ne întoarcem apoi la discuție. Sigur că da, te poftesc în centrul... Maria, rămâi cu mine, nu? Noi stăm aici, o să fim public. Public în rândul întâi. Te poftesc, centrul scenei este al tău. Vrem să vedem unul din momentele, probabil unul din momentele pe care o să le găsim și în show. Da, exact. Da. Despre ce e vorba? Cum este vorba de melodia Copacu. Ea este poziționată în finalul spectacolului. E melodia care poartă titlul spectacolului. Abia aștept. Hai să te ascultăm. Da. Astăzi la Vorbește Lumea, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Alin Gheorghișan. În grădina casei mele e copacul care cântă și de frunze și de vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-n vreme. În grădina casei mele e copacul, stă de fază și la bine și la greu. Simt în brațe lemnul tare și-mi sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dată.
și de noaptea grea. Au încercat dușmani să-l puce la pământ și să-l știe în genunchea. Copacul dem se-nalță în grădina mea, amețit de soare, de lumina grea. Acest copac e drum în trupul zării sunt ce-o veșnic pe pământ. Copacul de Alin Gheorghician. Ce frumos! Te puteți înapoi la canapea, wow! Vai, vai, ce voce are, este incredibil! Parcă m-a dus, deci să vedeți ce am simțit ascultând melodia asta, o nostalgie pentru ceva ce n-am trăit. Exact. Îți dai seama? Înseamnă că te-ai documentat. Este exact ceea ce am, exact ceea ce am scris eu în, în acel, în prezentarea acea primă prezentare a spectacolului. Exact asta am zis, pentru că eu l-am întâlnit de două ori pe Aurelian Andreescu și efectiv nu-mi pot aduce aminte. Eram sigur că eram mic. Da. Dar nu mi-l amintesc. Și atunci cumva asta mi-a venit în minte, că retrăiesc ceva ce n-am. Să vrei să faci rolul ăsta tu, cumva... Zici? Da. Să știi că mi-a fost destul de dificil, pentru că eu am un sistem de lucru aparte, așa. Eu aduc în general personajele la mine foarte mult, pentru că eu cred foarte mult în adevăr și atunci în credibilitate. Și dacă adevărul meu e puțin diferit de personaj, nu mă deranjează. Dar dacă vine treaba asta din partea oamenilor, înseamnă că eu sunt undeva unde trebuie. Maria, vreau să te mai întreb un lucru. A zis Alin mai devreme că spectacolul e un roller coaster care te trece atât prin teatru de revistă, în general prin stilul teatrului de revistă, dar și prin povestea de viață a lui Aurelian Andreescu. Ce înseamnă asta mai exact? Adică dă-mi un pic câteva momente din el ca să ne faci poftă de spectacolul ăsta. La microfon. Întotdeauna atunci când creezi un spectacol în această amintire și vrei să aduci în prim plan, pe lângă viața profesională și cariera, viața lui personală, este foarte important ca lucrurile să fie, așa cum spunea și Alin, într-o imagine adevărată, pentru că întotdeauna un artist când vine pe scenă vine cu suferința lui, cu nemulțumirile lui, cu toate aceste neîmpliniri care cumva sunt toate puse în slujba meseriei, a cântecului. Și stai și asculți cum am ascultat și noi acest cântec, da? Și nu-ți dai seama de ce te impresionează atât de mult. Pentru că sufletul artistului cumva își descarcă toate aceste neîmpliniri în interpretare, în cântec. Deci un spectacol atât despre munca emoție? Pe care a făcut-o, despre emoția pe care, da, a transmis-o Aurelian Andreescu, cât și despre viața lui personală. Sunt comasate, sunt momente memorabile ale lui Bocăneț, comasate cu viața lui particular. Odată Maria e Ana Ciumeti, prima soție, a doua este parte din o reinterpretare a Căsniciei periculoase făcută după Filippo, după Eduardo de Filippo. Când, unde vedem spectacolul pentru toți cei de acasă? Teatrul Constantin Tănase, biletele le luați de la teatru, www.teatrutanase.ro. 6-7 avem avantpremieră, 18 mai premiera, un spectacol susținut de Valentina Fătu, Vasile Muraru, pentru că la noi, față de alte teatre, este altfel, oamenii tineri au deschidere pentru proiectele lor. Asta e foarte frumos și vă este mulțumesc. Sold out. Momentan Maria sold out. Buză.
iar incendiară. Asta, într-adevăr, într-adevăr, așa stau lucrurile acolo, faptul că se permite artiștilor tineri să conceapă și ei la rândul lor și să-și aducă viziunea asupra... Și să aducă oameni, pentru că eu am spus, o văd pe Ana fiind Maria și atunci am spus sigur că așa da. Să fie. Da, e foarte abia greu. Așteptăm să vă vedem în spectacol și să vă mai veniți pe la noi, să ne mai spuneți ce mai faceți, ce proiecte mai aveți. Ne mai primiți, noi Alin, venim, că aveți și cafea Maria, bună, da. Aveți și mâncare bună. Păi asta da. Voiam să fac dar cine acum face mâncarea? Da. Hai să facem legătura către bucătărie.